cei critici deveniți din multe țări, cu formații variate, esteticieni, critici aplicați la fenomenul concret al artei contemporane, istorici de artă, veneau să ne propună o lectură plurală a lui Brâncuș, care se tindă însă la sensul profund al operei, la acel rost tainic pe care îl au lucrurile. Brâncuș a creat nu numai noua sculptură în Europa, el a contribuit la crearea noii gândiri despre sculptură în Europa. Ceea ce mă interesează cu precădere în viață și meseria mea este contactul dintre artă și știință. Or, coloana infinită propune tocmai un asemenea tip de analiză, care nu și-a găsit încă aplicația și ar fi greu de aplicat la alte lucrări. Astfel, descoperim un lucru uimitor, că matematicianul poate fi interesat de această lucrare din rațiuni pur matematice, în timp ce Brâncuș niciodată nu și-a construit coloana bazându-se pe speculații matematice. Deci, doar pe cale intuitivă, în urma unor reflexii artistice, un om a elaborat structuri care pot captiva azi atenția unui savant. Nu putem dovedi raporturi mai elocvente între artă și știință. Îndemnul operii brâncușiene și îndemnul dezbaterii noastre din aceste zile a fost tocmai acesta. A nu înțelege legatul brâncușian și monumentele pe care el ni le-a lăsat și ne-a lăsat nouă, pentru că aici se găsește culminația operei sale, în această zonă a Gorjului, să nu le înțelegem ca un termen final, dimpotrivă, să le înțelegem ca un punct de plecare și mai ales ca elementul unui proces viu în desfășurare. Azi se încearcă să se spună totul în lucruri improvizate, în lucruri cum s-au văzut parțial în operele americanilor. Lucrări care sunt aproape masive, dar care n-au densitate, nu sunt importante din punct de vedere monumental, cum au fost definite de Brâncuș și care se aplică în același timp prin faptul că monumentalul nu este enorm, greoi, ci este ceva care are densitate și care poate fi foarte mic și totuși monumental. Cred că mai există încă mult de învățat de către tinerii artiști de la Brâncuș. Putința aceasta de a contempla totalitatea existenței, peste diviziunile didactice, peste convențiile care despart arta de natură și de viață, este una din lecțiile de putere și de etică ale creației brâncușiene.